Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Recent, s-a răspândit rapid un zvon care a făcut furori în lumea revistelor. Pretențiile că tânăra și de succes actriță Sla Tirkoglu este însărcinată i-au șocat pe fanii și mass media. Odată cu apariția zvonurilor, rețelele de socializare au fost literalmente zguduite. Utilizatorii s-au angajat într-o dezbatere intensă despre dacă Sla Tirkoglu era sau nu însărcinată. Cercul și fanii lui Sla Tirkoglu au reacționat diferit la aceste zvonuri. În timp ce unii au susținut că aceste afirmații pot fi adevărate, alții au susținut că sunt complet nefondate. Zvonurile au fost și pe ordinea de zi a programelor de televiziune. Gazdele emisiunii au început să discute dacă Sla Tirkoglu este însărcinată sau nu și au împărtășit diverse opinii. Aceste acuzații au fost urmărite îndeaproape de presă. Ziarele și reviste au început să investigheze dacă Sla Tirkoglu este însărcinată și au publicat mai multe știri. Deși nu se știe exact de unde au provenit zvonurile, se susține că o conversație privată pe care Sla Tirkoglu a avut-o cu un prieten a fost divulgată presei. Această conversație a stârnit zvonuri. Cercul interior al lui Sla Tirkoglu a susținut că aceste zvonuri nu sunt adevărate și complet nefondate. Cu toate acestea, aceste declarații nu au fost suficiente pentru a opri zvonurile. Faptul că Sla Tirkoglu a distribuit mai puțin pe rețelele de socializare în ultima vreme și a încercat să-și ascundă burtica în unele dintre fotografiile ei a făcut zvonurile mai puternice. Hainele largi pe care le-a purtat la ultimele evenimente la care a participat și evitarea privirilor atente au alimentat și mai mult zvonurile despre sarcină. Fanii Sla Tirkoglu continuă să pună la îndoială veridicitatea acestor afirmații prin comentariile lor pe rețelele sociale. În timp ce unii susțin că este însărcinată, alții cred că nu este posibil. După ce au apărut zvonurile, Sla Tirkoglu a rămas tăcut mult timp. Acest lucru a făcut ca ochii curioși să se concentreze și mai mult asupra lui. Rupând tăcerea ei și făcând o scurtă declarație pe rețelele de socializare, Sla Tirkoglu a afirmat că aceste acuzații nu sunt adevărate și că nu trebuie să avem încredere în zvonuri, deoarece o vor epuiza inutil. În urma declarației lui Sla Tirkoglu, presa a interpretat această situație în moduri diferite. În timp ce unii au susținut că el este sincer, alții au încă îndoielile lor. Fanii Sla Tirkoglu i-au trimis mesaje de susținere pe rețelele de socializare, acest lucru a ajutat la creșterea moralului lor. Prietenii apropiați ai Sla Tirkoglu au declarat că ea nu este însărcinată și că aceste zvonuri sunt nefondate și au declarat că o susțin. Este o chestiune de mare curiozitate să știm cum vor afecta aceste zvonuri cariera Sla Tirkoglu. Producătorii și regizorii discută despre cum să reacționeze la această situație. De asemenea, este o chestiune de curiozitate dacă unele dintre ofertele de publicitate ale Sla Tirkoglu vor fi afectate de aceste zvonuri. Agenții de publicitate se feresc de astfel de zvonuri. În urma zvonurilor, pe agenda a fost inclus și stadiul proiectelor la care va participa Sla Tirkoglu în viitor. Producătorii evaluează modul în care va funcționa în acest proces. Conturile de socializare ale Sla Tirkoglu au început să fie urmărite mai îndeaproape în această perioadă. Fiecare publicație poate da naștere unui nou zvon. Lumea revistelor continuă să investigheze veridicitatea acestor afirmații. Fiecare informație nouă face titluri și atrage multă atenție. Speculațiile despre sănătatea Sla Tirkoglu sunt printre cele mai curioase subiecte pentru cei care se întreabă dacă este însărcinată sau nu. Sla Tirkoglu a cerut ca viața ei privată să fie respectată și a declarat că aceste zvonuri o epuizează pe ea și pe familia ei. La această situație a reacționat și familia Sla Tirkoglu. Familia lui a spus că sunt alături de el și astfel de acuzații false nu ar trebui să-i deranjeze.
emisiunile din reviste continuă să investigheze dacă aceste zvonuri sunt adevărate. În cadrul emisiunilor, diversi experți și comentatori discută despre cum ar trebui abordate aceste situații. După zvonuri, este o chestiune de mare curiozitate să știm ce cale va urma Zlatir Koglu în viitor. Drumul pe care îl va urma în carieră este urmat îndeaproape de fanii săi. În timp, adevărul sau falsitatea acestor zvonuri vor fi dezvăluite. Faptele vor deveni clare în zilele următoare. Aceste zvonuri par să fi deschis o nouă pagină în lumea revistelor. Este o chestiune de mare curiozitate să știi ce drum va urma Zlatir Koglu în cariera ei. Rețelele de socializare au jucat un rol important în răspândirea și discuția acestor zvonuri. Utilizatorii au modelat evenimentul cu comentariile și acțiunile lor. Fanii Zlatir Koglu continuă să o susțină în acest proces. Mesajele de susținere pe rețelele de socializare l-au ajutat să-i ridice moralul. După aceste zvonuri, este o chestiune de mare curiozitate să știm ce cale va urma Zlatir Koglu în viitor. Lumea revistei va urmări îndeaproape consecințele acestui incident. Pascali.